nu sunt o femeie fericită. Dar nici nefericită nu sunt. Sunt între cele două stări. Sunt liniștită. Fericită am fost. Cunosc starea în toate formele ei. În profunzime, pot să spun. Problema ei este că este nestatornică. E o stare de moment. Sau de momente. Nu de zile, luni sau ani. Nu e continuă. Dacă ar fi să compar fericirea cu ceva, aș spune că seamănă perfect cu un foc de artificii. Îți umple brusc sufletul și trupul și, la fel ca și artificiile, se destramă încetişor, lăsând în urma ei bucuria că ai văzut-o, că ai trăit-o. Între cele două momente se așează liniștea. O liniște plăcută, vecină cu bucuria. Nefericirea? Cum să nu? Am trăit-o și pe asta. Toate o trăim, inevitabil. Ce doare a furisita! Nu te lasă să dormi, să mănânci, să te bucuri. Te lasă, în schimb, să plângi mult și bine. Zgolește sufletul de toate frumusețile lumii și ți-l umple cu lacrimi, durere, amar și ceață. Habar nu ai încotro să te îndrepți. Cauți atunci, dacă ești puternică, un alt drum. Dacă ești mai slabă de fire, ceața te încurcă și rămâi pe cel pe care ești. Și atunci trebuie să te gândești că nu poți căuta alt drum când ești deja pe unul. Așa că renunță și caută-l pe celălalt. Numai așa reușești să scapi de nefericire. Altfel, devine o boală care îți mănâncă sufletul, zilele și viața. Vrem să iubim cu patimă, însă de cele mai multe ori, tot la nefericire duce. Vrem să fim iubite cu patimă, tot timpul. Însă, timpul este cel care decide dacă este sau nu așa. A zice că iubirea e sora mai mare a dezamăgirii, pe care aproape întotdeauna o cunoaștem mai târziu. Între cele două stări, fericire și nefericire, se află liniștea. Toți o căutăm, toți ne-o dorim. Până la urmă, cred că e starea cea mai dorită de noi, chiar dacă nu conștientizăm asta. Eu vreau doar liniștea pe care am găsit-o între cele două. Și liniștea are bucurie, bucuria de a trăi cu ochii deschiși. Fără lacrimi, fără durere, fără neliniști, fără toate acestea. Liniștea e singura stare care mă lasă să văd viața în culorile ei reale. Și mie doar realitatea îmi place.